Rata dobânzii este o componentă esențială a oricărei tranzacții financiare care implică două părți, debitorul și creditorul, jucând un rol important în determinarea costului de împrumut al banilor. Principalul factor de care depinde modificarea ratelor dobânzilor este rata de bază stabilită de Banca Națională a Moldovei, care la rândul ei depinde de evoluția inflației. Cu toate acestea, sunt luați în considerare și alți factori, inclusiv riscul că împrumutul să nu fie rambursat. Instituția financiară, la acordarea creditelor, evaluează riscul de neplată și ia în calcul aspecte precum istoria de credit, raportul datorii-venituri, stabilitatea locului de muncă, durata de rambursare a împrumutului, dar și modul de asigurare a acestuia. Este important să înțelegeți modul în care o modificare a ratelor dobânzilor ar putea afecta capacitatea dumneavoastră de plată. Acest lucru vă poate ajuta să vă gestionați mai bine așteptările și să planificați un buget realist. Urmăriți Campania Națională de Educație Financiară a Băncii Naționale a Moldovei.